O ieșire între prieteni s-a terminat cu pagube materiale însemnate. Doi bărbați de 23, respectiv 33 de ani, au petrecut într-un bar. După ce a consumat mai multe pahare cu alcool, tânărul de 23 de ani a vrut să-și testeze abilitățile de șofer. Junele a furat cheia mașinii prietenului său și s-a urcat la volan, doar că plimbarea s-a terminat cu autoturismul izbit într-un scoar de tramvai de pe calea națională. După producerea accidentului rutier, bărbatul a părăsit locul faptei, acesta fiind ulterior depistat de către colegii mei pe raza municipiului Botoșani. La testarea alcoolscopică a rezultat o valoare de 1,29 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Totodată, din verificări, a rezultat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.